Este scandalul în lumea sportului din România. Președintele CSM București, fosta campioană olimpică Gabriela Saboi, a trimis mai multe săgeți Cristinei Neagu. Asta după ce cea mai bună handbalistă din lume s-a plâns că ea și colegele sale au primit salariul pentru luna iulie abia în noiembrie. Într-o postare publicată pe contul oficial de Facebook, fosta campioană olimpică Gabriela Sabo, actual președinte al CSM București, a trimis mai multe săgeți sportivelor de la echipa de handbal feminin care își cer drepturile salariale. În ultima vreme în România este ciudat să vezi sportivii vorbind mai mult despre bani și mai puțin despre rezultatele sportive. În imaginea de mai jos vorbește rezultatul anilor de muncă, perseverență și mai presus de orice pasiune. A scris Sabo în dreptul unei poze din 1999 în care era înfățișată cu trofeul de atleta anului alături de fostul mare sprinter american Michael Johnson. Reacția președintelui CSM București vine la câteva zile după ce Cristina Neagu s-a plâns de întârzierea salariilor. Însă sunt lucruri care se adună la un moment dat. Pe lângă asta este și această problemă a restanțelor salariale. Abia astăzi am primit primul salariu în acest sezon pe luna iulie. Nu spun că ăsta e un motiv pentru care am pierdut astăzi departe de mine gândul acesta, dar lucrurile se adună, s-au adunat și lunile acestea de restanțe și cred eu că, per total, echipa a făcut o figură frumoasă în Liga Campionilor. Cristina Neagu se află la al patrulea sezon alături de Tigraice. Tot în vara lui 2017 a ajuns la clubul din capitală și Gabriela Sabo. Fosta campioană olimpică a fost și ministru al tineretului și sportului în guvernul Ponta în perioada 2014-2015.